Ce te faci când ceasul deșteptător nu mai sună? Balonul s-a dezumflat iar ciocanul nu mai bate niciun cui? Ei bine, ai ajuns unde trebuie pentru că în acest video îți voi arăta 10 plante care cresc libidoul și potența. Mulți bărbați din ce în ce mai tineri se confruntă cu disfuncție erectilă, finalizare precoce și teama că nu își pot satisface partenera. Ceea ce cauzează scăderea stimei de sine, anxietate și frustrare. Pe piață există multe produse de sinteză cu efect imediat, ce acționează mai mult mecanic, în general prin inhibarea unei enzime, fosfodiesteraza 5, care este ca o polițistă de la circulație, ce reglează fluxul sanguin. În caz de stres, sângele este direcționat către alte părți ale organismului, zonele genitale, neavând prioritate, și apare astfel disfuncția erectilă. Cu ajutorul acestor substanțe, inhibitorii de fosfodiesterază 5, polițista este temporar suspendată din funcție și circulația se amplifică inclusiv către zona genitală. Problema mecanică se rezolvă pe moment, dar cu prețul unor efecte adverse precum durerile de cap, roșiața feței, indigestie sau congestie nazală. La doze mari sau în caz de utilizare repetată pot apărea efecte secundare și mai grave precum cele cardiovasculare. Însă, cauzele adevărate ale problemei, dezechilibrele hormonale, metabolice, stresul și anxietatea, nu sunt rezolvate. Dacă vrei să afli cum îți poți îmbunătăți în mod natural viața intimă, urmărește și celelalte două clipuri cu metode și alimente pentru creșterea libidoului și potenței. În continuare îți voi prezenta câteva dintre cele mai renumite plante folosite de-a lungul timpului de mai multe culturi și civilizații străvechi, care și-au dovedit eficiența timp de mii de ani. Recent, pentru unele dintre ele s-au efectuat și studii științifice, cu rezultate mai mult sau mai puțin concludente. Multe astfel de studii sunt relativ mici și nu beneficiază de prea multă finanțare, deoarece substanțele naturale nu pot fi brevetate, iar investiția în studii nu se poate amortiza. Eu sunt de părere că nu iese fum fără foc și că există mai mult adevăr în folclor. Cu toate că ne credem evoluați pentru că am inventat pilula albastră. Poate ar trebui să luăm în seamă și înțelepciunea celor de demult, deoarece a trecut testul timpului. Sunt Cezar, un cardiolog nonconformist, pasionat de remedii și terapii naturale, iar prin acest clip informativ, realizat cu sprijinul herbagetica, te ajut să-ți sănătatea în tot organismul. Hai să vedem acum cele 10 plante care sunt recunoscute că ar putea ajuta la creșterea libidoului și potenței. Maca este o plantă rădăcinoasă venerată de mii de ani de popoarele din America de Sud, care crește în înălțimile anzilor din Peru. Legenda spune că războinicii incași consumau maca înainte de a merge la luptă pentru a căpăta forță și rezistență. Maca este cunoscută pentru numeroasele sale beneficii pentru sănătate, inclusiv pentru îmbunătățirea energiei, a și a funcției sexuale. Este adesea folosită sub formă de pulbere, fiind adăugată în smoothie-uri, deserturi sau suplimente. Este bogat în fibre, conține un număr mare de aminoacizi esențiali, acizi grași și alți nutrienți, inclusiv vitamina C, cupru, fier și calciu. Crește natural producția de testosteron, are efect afrodisiac, ajută la tratarea impotenței și disfuncției erectile, crește fertilitatea și producția de lichid seminal. Ginsengul corean, Panax ginseng, în limba coreană sau chineză înseamnă rădăcina sub formă de om, datorită asemănării cu forma corpului uman, având brațe și picioare. A fost folosit în medicina tradițională de-a lungul secolelor încă din antichitate și era considerat aproape la fel de valoroasă ca aurul, încât doar regii și nobilii și-l permiteau să-l consume. Ginsengul corean conține ginsenozide, compuși care au fost asociați cu îmbunătățirea libidoului și performanței sexuale, iar studiile arată că ajută la ameliorarea disfuncției erectile, crescând fluxul sanguin în organele genitale. O vorbă populară din Coreea spune, dă bărbatului ginseng și noaptea va fi lungă. Brânca ursului, supranumită ginsengul românesc, cunoscută și sub numele științific de Arcostafilus uva ursi, are o istorie bogată în medicina tradițională. Se spune că ursul, regele pădurii, folosește această plantă pentru a se vindeca. În România este folosită în mod tradițional pentru o diversitate de afecțiuni, de la problemele renale la cele digestive, și ajută la sporirea potenței masculine. Sopalmetos sau palmierul pitic este originar din America de Nord și a fost folosit de indienii seminole, un popor indigen american cunoscut pentru rezistența lor împotriva relocării forțate de către guvernul SUA în secolul al XIX-lea. De fapt, au fost unul dintre puținele triburi care nu au fost niciodată învinse complet de către Statele Unite. Ei foloseau palmierul pitic pentru a trata o varietate de afecțiuni, inclusiv hiperplazia benignă de prostată, ce poate cauza probleme urinare. Și probabil neavând probleme cu urinările frecvente, au rezistat mai bine ofensivei Statele Unite. Rodiola rosea, supranumită rădăcina de aur, este o plantă perenă care crește în regiunile reci și montane ale Europei și Asiei. Datorită conținutului de compuși activ, precum rozavine și salidroside, rodiola este clasificată ca un adaptogen, ceea ce înseamnă că ajută organismul să se adapteze la stres fizic și psihologic. Este folosită în medicina tradițională pentru o varietate de scopuri, inclusiv pentru îmbunătățirea staminei, reducerea simptomelor de oboseală și îmbunătățirea funcției cognitive. De asemenea, este folosită și pentru a îmbunătăți performanța sexuală și a trata disfuncția erectilă. În magazinele naturiste și farmacii se găsesc multe dintre aceste plante și le poți folosi separat sau în anumite combinații. Le poți lua intermitent, alternativ sau împreună și nu te baza neapărat doar pe o singură soluție. Îți recomand să încerci și produsul MAN de la Herbagetica, ce conține extracte 100% naturale standardizate din aceste plante, alături de zinc și seleniu, minerale esențiale pentru buna funcționare a aparatului reproducător. Acum, hai să vedem în continuare și alte plante recunoscute pentru virtuțile lor afrodisiace. Horny Goat Weed sau iarba capre în călduri, recunoscută și sub numele de Epimedium, are o istorie lungă în medicina tradițională chineză. Legenda spune că un păstor a descoperit proprietățile sale afrodisiace, observând caprele sale care deveneau mai jucăușe după ce consumau această plantă. Ea se mai numește și Yin Yang Hu, care înseamnă iarbă de foc Yin Yang, iar asta ne sugerează faptul că planta ajută la echilibrarea energiilor Yin Yang, aducând armonie între elementele masculine și și feminine. Efectele sale se datorează și unui flavonoid numit icarin, ce inhibă enzima fosfodiesterază 5, având același mecanism de acțiune ca și în cazul celebrei pilule albastre. Ashwagandha, cunoscută și sub numele de Witania somnifera, este o plantă medicinală folosită în Ayurveda, medicina tradițională indiană. Este adesea clasificată ca adaptogen, ceea ce înseamnă că ajută organismul să se adapteze la stres. Ashwagandha are o varietate de utilizări, inclusiv creșterea energiei, reducerea stresului, anxietății și îmbunătățirea funcției imunitare. În ceea ce privește potența și performanța sexuală, unele studii sugerează că ashwagandha poate ajuta la creșterea nivelurilor de testosteron, poate îmbunătăți calitatea spermei, inclusiv concentrația și mobilitatea spermatozoizilor. Tribulus terrestris, cunoscută de asemenea de mii de ani, fiind folosită în medicina tradițională indiană și în cea chinezească pentru beneficiile sale legate de fertilitate și potență, este o plantă care crește în multe părți ale lumii, iar în zona noastră poartă numele de colții babei, datorită formei fructelor sale, ce sunt acoperite de spini ascuțiți. Planta conține compuși numiți saponine, care se pot lega atât de moleculele de apă cât și de cele de grăsime, ceea ce le conferă proprietăți spumoase. Datorită acestei caracteristici, ele sunt adesea folosite în produse de curățare. În ceea ce privește funcția sexuală, se crede că saponinele pot stimula eliberarea de hormoni luteinizanți, care la rândul lor stimulează producția de testosteron. Tonkat Ali, o plantă originară din Asia de sud-est, este folosită în mod tradițional ca remediu pentru o varietate de afecțiuni, inclusiv pentru îmbunătățirea libidoului și creșterea energiei, iar în ultimii ani a câștigat popularitate în Occident fiind apreciată pentru potențialul său de a crește nivelul de testosteron. Yohimbina, o substanță extrasă din coaja arborelui Yohimbe, originar din Africa Centrală și de Vest, Acționează ca un antagonist al receptorilor Alfa-2 adrenergici. Acționează ca un antagonist al receptorilor Alfa-2 adrenergici, ceea ce duce la dilatarea vaselor de sânge și la creșterea fluxului sanguin către țesutul erectil. Cu toate acestea, poate avea și câteva efecte secundare, inclusiv anxietate, hipertensiune și insomnie iar în România este clasificată ca medicament, fiind disponibilă pe bază de rețetă medicală. De fapt, toate aceste plante consumate în exces și fără discernământ pot avea și efecte adverse și de aceea este bine să fie respectate dozele recomandate alături de un stil de viață sănătos. Mai sunt nenumărate alte plante cu efect afrodisiac, precum ardeiul iute, ceaiul verde, ghimbirul și turmenicul care reduc inflamația, îmbunătățesc sănătatea inimii și stimulează circulația. Iar lista ar putea fi nesfârșită. Și te rog să-mi scrii mai jos în comentarii care sunt preferatele tale, mai ales dacă ai și alte idei. Mulțumesc încă o dată celor de la Herbagetica pentru sprijinul acordat în realizarea acestui material informativ, iar ție îți mulțumesc pentru atenție și îți recomand în continuare să vezi celelalte două clipuri cu 10 metode și 10 alimente care te ajută să ai o viață intimă mai bună.